Maestre, ce fac zodiile? Ce fac zodiile? Bine. Păi, nu știu, ce după, să facă și ele? După perioadele anterioare, să vedem în continuare. Da. Unele au fost foarte bine, altele au încercat să fie bine. Iar acum, pentru săptămâna următoare, vedem pentru berbec. Este o săptămână în care, de multe ori, e greu de făcut o alegere. Dar asta nu înseamnă că nu poate să o facă. Condiția obligatorie este să scape de ezitare, de îndoială, dualitate, neliniște, chiar dacă o rivalitate există în jurul lui și o animozitate. Condiția obligatorie este să reflecteze înainte de a acționa. Pentru că știm, berbecul se repede cu capul înainte și judecă după ce s-a întâmplat minunea respectivă sau după ce a greșit, mai bine zis. Hai să vedem Taurul. Taurul are un vulgăre de foc, o carte pozitivă, care, ca și la berbec, anunță o schimbare, dar o schimbare de situație benefică. Este mai rapid decât berbecul în a acționa. Deci Taurii vor da dovadă de rapiditate, vor face și deplasări și toate acestea conduc la rezolvarea tuturor problemelor, deoarece șansa în săptămâna următoare este de partea dumneavoastră. Hai să vedem și Gemeni. O zodie care, în general, e cam, are parte de mai multe lucruri neplăcute și acum are furtuna Gemenii. O carte negativă. Sunteți bulversați de o anumită situație. Sunteți plini de furie, aveți orgoliu rănit, nervii dumneavoastră sunt întinși la maximum, e șansa sau neșansa să ajunge și la dispute. Sfatul cărții a furtunii, numărul 7, care e o cifră magică, impune mai multă prudență și înțelepciune din partea dumneavoastră, deoarece dacă se ajunge la dispute și la crize, plus lacrimi de furie, o ruptură poate fi iminentă. Și iată, ne ajungi la zodia de apă, pătratul pentru rac, începutul unei noi acțiuni sau schimbarea unei profesii, realizare materială pozitivă. Întâlnirea racilor cu o persoană mai în vârstă pune bază solidă a unei relații deja cunoscute și aduce beneficii. Racul, cum știe el să profite? Mic și profitor. Ei, am ajuns la Leone. O carte dificilă, 6 de negru, care, așa cum am spus, săptămâna asta pare a fi săptămâna cu schimbări de situație cam la majoritatea zodiilor. Mai avem un pic și ajungem la jumătate. Și lei au parte de sfârșitul unei situații care i-a pus undeva în nu știu cum să zic, în situații mai puțin plăcute. Dar spune așa, negru, transformarea se impune automat. Dacă nu acceptați schimbarea în profunzime, veți trăi ca și până acum. Orice schimbare făcută în profunzime, și dacă nu mă înșel, și cu o săptămână anterioară a apărut această carte cu promisiunea ca lei să facă o schimbare în profunzime și astfel să capete un nou suflu, o renaștere și să scape de angoasele care îi frământă, dar pe care știu să le ascundă, să nu le arate. Și am ajuns și la Fecioară, are luna, o săptămână de pasivitate, de amintiri, de confruntare cu albumul ăla de familie, cu poze, ne întâlnim cu vechiul, cu trecutul, ne duc gândurile peste tot, vă apasă emoții puternice și veți reconsidera amintirile de demult. Sunteți stăpâniți de indecizie și pasivitate. Asta trebuie schimbarea care trebuie să apară la dumneavoastră. Scăpați de indecizie și reveniți la situația reală
cu care vă confruntați acum. Și iată, ne ajung și la balanță. Au Steaua, o carte foarte bună, o activitate profesională obține reușită acum, o realizare materială pozitivă, iar o întâlnire cu o persoană mai în vârstă vă ajută să puneți bazele solide ale unei relații deja pe care o aveți, dar care trebuia undeva confirmată și asigurată pentru viitor. Iată, ne-ai ajuns și la Scorpion, o carte neutră, fecunditate, receptivitate, întâlniri călduroase, situația în dragoste evoluează lent și secret, trebuie să așteptați să nu forțați mâna norocului, cum se spune. Așa că veți primi, într-o situație în care nu vă descurcați, ajutorul unei femei. E bine să-l acceptați. Ăștia nu prea acceptă ajutor de la femei. Vor numai ei să ofere, cum spunea Lidia. Foarte bine. Așa. Și iată, ne ajungi la o zodie de foc și pară. Un triunghi frumos, echilateral, carte cu 9, o cifră misterioasă, pentru săgetători. Dar totuși o carte neutră. Veți avea o săptămână în care comunicarea și schimburile de idei și de păreri este foarte binevenită. Veți aborda și telefonul, și laptopul, și calculatorul, mesaje, mail-uri și tot ce vă doriți voi. În plus de asta, mai așteptați să apară cineva în viața dumneavoastră. E o atracție mai mult intelectuală decât fizică și veți încerca să faceți o reuniune de familie, să-l prezentați sau să o prezentați pe. Asta în situația celor cei care sunt deja într-o relație, dialogul pentru ei va juca un rol important. Deci, deschideți-vă sufletul, cu alte cuvinte. Și iată, ne ajung și la o zodie încăpățânată, dar muncitoare, Capricornul, are o săptămână de renaștere, reînnoire, un sens benefic al lucrurilor vine asupra lor, au nevoie și se bucură în săptămâna următoare de multă libertate și, datorită acestor lucruri, vă salvați dintr-o situație dificilă. O întâlnire neprevăzută pentru cei fără obligații poate să aducă o iubire fulgerătoare sau o lovitură de teatru, care vă va face plăcere, în schimb. Și iată, ne ajung și la Vărsător. Au Alb, o carte foarte bună. Aveți în săptămâna următoare protecție foarte puternică a unei personalități marcante. E un suflet generos, cu elan spiritual, iar voi trebuie să fiți încrezători pentru că sunteți pe calea cea bună și se întrevede o alianță serioasă. Pentru cei necăsătoriți, alianța se concretizează printr-o căsătorie. Și iată, ne ajung și la Peștișori. Pasiune, sentimente exclusive, posesive și gelozie, o întâlnire pasională, atracție fizică, raporturi fizice. Ăștia nu s-au săturat de săptămâna trecută și mai vor să continue săptămâna asta. E perfect cartea care au primit-o Peștii săptămâna trecută. Ăștia când prind borcanul cu miere, nu-l mai lasă. Să le fie de bine, mă bucur.